Bună seara și bine v-am regăsit. În studioul nostru se află în această seară lidera PAS, doamna Maia Sandu. Bună seara și bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Iar discutăm despre situația de după alegeri. Cu asta ne ocupăm de atâta vreme încoace și nu vedem încă la orizont o alianță sau o majoritate. Este asta o problemă sau nu? Vreau să vedem care este punctul dumneavoastră de vedere și ce s-ar întâmpla dacă s-ar ajunge la anticipate. Are blocul acum sau partidul pe care îl reprezentați o strategie pentru viitor în caz de anticipate? Totuși am vrea să vedem și aceste lucruri. Dar înainte de toate, haideți să vedem declarația președintelui Igor Dodon, făcută în urmă cu ceva timp, după ședința Consiliului Republican al PSRM-ului. Este una foarte scurtă. Haideți să o vedem și apoi o comentăm. Noi suntem disponibili să creăm majoritate parlamentară cu guvern funcțional, nu minoritar, cu blocul acum. Dacă nu, atunci anticipate. Nu a fost examinată astăzi la Consiliul Republican varianta de coaliție cu Partidul Democrat. Practic în trei propoziții s-au spus toate lucrurile, da? Nu știu, pe care toate. Aș vrea, bine, pe care exemplu, aș vrea să le vedem. Da, da. De exemplu, s-a spus că astăzi nu a fost discutat la Consiliu despre o coaliție cu Partidul Democrat. Înseamnă asta că se va discuta mâine sau poimâine? Răspunsurile sunt evazive, au fost evazive astăzi, așa cum au fost evazive și în zilele precedente. Da, dar mă refeream la subiectele noastre de discuție din această seară, care se vor axa pe aceste lucruri spuse de către Dodon și să le luăm pe rând. Să începem cu începutul, cum se spune, da? Guvern funcțional sau anticipate. Asta este concluzia după ședința socialiștilor de astăzi. Care este reacția PAS la ceea ce a spus? Nu știu ce înseamnă guvern funcțional în înțelegerea dânșilor, pentru că putem să vorbim de un guvern care este susținut de o majoritate și putem să vorbim de un guvern minoritar. Și cred că trebuie să explicăm ce înseamnă primul și ce înseamnă exact al doilea. După mine, și un guvern minoritar poate fi un guvern funcțional. Da, da, e adevărat. A avut în vedere un guvern susținut de o majoritate parlamentară, un asta guvern se numește creat guvern majoritar. De o coaliție. Asta de o se coaliție numește guvern majoritar. Da. Dar asta nu înseamnă că guvernul minoritar nu este unul funcțional. E adevărat că guvernul minoritar activează în anumite limite și cu un sprijin mai mic în Parlament. Pentru ca să se ajungă la un guvern majoritar, trebuie să existe o coaliție majoritară în Parlament. Noi, cei de la Blocul Acum, am declarat că nu facem coaliție cu Partidul Democrat pentru motive evidente și nu o să le repet aici și am declarat că nu putem să facem coaliție cu Partidul Socialiștilor. Și dacă este cazul, pot să readuc în discuție care sunt motivele. Noi avem programe foarte diferite. Pentru noi, acordul de asociere este un document extrem de important de guvernare. Noi am avut în programul nostru electoral, printre prioritățile cele mai importante, pregătirea sau chiar pregătirea țării pentru ca la sfârșitul mandatului de 4 ani să putem depune cererea de aderare la Uniunea Europeană. Noi credem în democrație autentică, noi nu suntem populiști ca alții, atunci când e vorba de reforme complicate, noi nu ne opunem acestor reforme complicate, chiar dacă ele comportă costuri politice, dimpotrivă, noi ni le asumăm. Noi avem altfel de comportament, noi facem campanie electorală altfel, noi nu mințim oamenii, noi nu îi dezinformăm și așa mai departe. Dincolo, știm despre intenții de federalizare a țării, știm poate despre... Poate ați putea opri aceste lucruri dacă... Deci, diferențele sunt foarte mari. Mm-hmm. Pe partea asta, noi suntem pentru valori europene și Partidul Socialiștilor este pentru un model de dezvoltare de tipul celui din Rusia de astăzi. Asta este foarte clar și eu nu am auzit alte lucruri. Nu am auzit să se renunțe la aceste chestii. Nu, asta deci, ceea ce pornind de la Igor aceste... Dodon, numai o clipă. Igor Dodon a spus foarte clar atunci când vorbea despre anumite funcții asupra cărora ar insista Partidul Socialiștilor, vom ajunge și acolo, n-aș vrea să eu știu, să sărim de la un subiect la altul, dar spunea că nici
pro-vest și nici pro-est, până la urmă a reșit un fel de tot pro-Moldova. Referindu-se la politica externă, nici cu unii, nici cu alții, sau și cu unii și cu alții. Nici cu unii, nici cu alții excesiv, mă refer, da? Într-o parte sau în alta. Înțeleg. Noi spunem că nu vrem să construim aici, în țară, un model de dezvoltare european. Asta spunem. Uh-huh. Nu spunem că lucrăm pentru Europa, lucrăm pentru Republica Moldova, dar după modelul european. Dar revin la diferențele ideologice și la diferențele enorme de program. Deci noi avem un electorat și am fost votați pentru anumite lucruri, ei au fost votați pentru cu totul alte lucruri, foarte diferite. Da, probabil sunt și anumite lucruri comune, creșterea pensiilor și a salariilor. Doar că noi credem că acestea pot fi făcute sustenabil în alt fel de model economic. Diferențele sunt majore, de aceea nu poate fi vorba despre o coaliție de guvernare în sensul obișnuit al cuvântului. Singurul lucru pe care noi vrem să îl înțelegem, dacă există ceva în comun totuși, este dorința, dar și curajul lor, de a elibera țara din, de sub controlul lui Plahotniuc, ca să spunem lucrurilor pe șleau. Dacă ei consideră, dacă iau și ei prioritate zero acest lucru și dacă consideră că este cea mai gravă problemă cu care se confruntă Republica Moldova, iată aici, putem să purtăm discuție. Și noi am oferit primul pas prin care începem să luptăm cu acest sistem oligarhic și să eliberăm țara din captivitate. Da. Parțial. Parțial. Până aici aș vrea totuși să vă întreb totuși care este reacția PAS la ceea ce a spus astăzi Igor Dodon. Anticipate sau guvern majoritar? Va trebui să mă lăsați să vorbesc până la capăt ca să înțelegeți care este reacția noastră, pentru că nu s-a schimbat nimic în atitudinea noastră după declarația pe care a făcut-o Igor Dodon astăzi. Deci noi spunem că putem să avem în comun doar această necesitate, prioritate de a elibera țara din captivitate. Și pentru asta votăm în Parlament legile care ar elibera parțial anumite instituții din captivitate, dar oricum este mult mai bine, deci este un început de distrugere sistemului, a regimului. După care, pentru a evita alegerile anticipate, în situația în care noi nu putem face o coaliție, și am explicat mai devreme de ce nu putem face o coaliție, noi propunem instrumentul care se numește guvern minoritar. Guvernul minoritar este în special pentru a evita alegerile anticipate. Atunci când într-un parlament nu este posibil să se formeze nicio coaliție și, mă rog, noi discutăm acum despre acum în raport cu PD și acum în raport cu PSRM și am spus că nu se poate. Noi nu știm exact ce se întâmplă dincolo pentru că restul oamenilor nu sunt la fel de transparenți și cu siguranță discută după ușile închise, deci nu știm dacă se discută o coaliție cu PD-ul sau, mă rog, se ia în calcul o asemenea coaliție chiar dacă nu se discută astăzi. Dar în momentul în care e imposibil de făcut o coaliție parlamentară, atunci se recurge la guvernul minoritar pentru a evita alegerile anticipate. Așa, aceste lucruri s-au întâmplat în mai multe țări. De exemplu, ultima discuție a fost anul trecut în Parlamentul Marii Britanii, unde se vehicula ideea că se poate ajunge la un guvern minoritar. Până la urmă, nu s-a mers pe opțiunea asta. Am înțeles. Acum, ca să le luăm pe rând, mă întorc la declarația lui Igor Dodon. Și încă o dată întreb, ceea ce a spus el astăzi nu schimbă lucrurile în niciun fel? Igor Dodon în continuare vorbește despre o coaliție majoritară și un guvern susținut de o coaliție majoritară. Exact. Noi în continuare spunem că chiar dacă suntem, există riscul suntem, alegerilor anticipate. Noi suntem diferiți și nu putem să facem o coaliție majoritară. Noi putem să votăm în Parlament dacă pentru ei este important să elibereze instituțiile statului din captivitate. Putem să votăm aceste legi care să, cum spuneam, să elibereze parțial instituțiile statului din captivitate. După care, ca să nu ajungem în aceste alegeri anticipate,
Noi oferim soluția guvernului minoritar. Dacă ei nu acceptă soluția guvernului minoritar total asumat de către PAS, atunci, evident, se va ajunge la alegeri anticipate. Soluția noastră este guvernul minoritar și nu am inventat noi această soluție. Da. Ea este folosită peste tot atunci unde nu se creează o coaliție majoritară. De ce spuneam? Pentru că Igor Dodon a mai făcut următoarea precizare, că odată ce se va ajunge foarte aproape de anticipate, poate că acum își va schimba opțiunea. Asta este, mă rog, discursul lor, poziționarea lor politică. Haideți să ne amintim noi și să le amintim telespectatorilor cine a votat pentru acest sistem electoral și situația în care Partidul Socialiștilor nu este dispus să analizeze nici prima etapă, să-și dea votul pentru anumite legi în Parlament, inclusiv pentru schimbarea sistemului electoral, știind foarte bine, pentru că au simțit pe pielea proprie ce înseamnă sistemul electoral mixt în condițiile actuale, cu această guvernare, cu siguranță că Partidul Democrat va pierde și mai mult decât a pierdut în aceste alegeri, da? S-ar putea întâmpla să pierdem și noi, dar răspunsul este la ei. Deci ei sunt cei care ar trebui să voteze această lege, dacă nu vor, cum am zis, să evităm alegerile anticipate și să susțină un guvern minoritar care își asumă toate responsabilitățile. Dar acum am și să vă întreb și din punctul lor de vedere. Bine, și Partidul Socialiștilor are un electorat, da? Care au adus acest partid în Parlament. De ce ar trebui socialiștii ca să facă ceea ce dorește PAS, de exemplu, și de ce nu ar vrea, odată ce au cele mai multe mandate, ca să participe la guvernare, să, eu știu, ia decizii, da? Ei, pe care le așteaptă alegătorii lor, de ce asta ar fi cumva, poate, și o încercare de a-și tăia creanga de sub picioare? Cum le explică lor, alegătorilor, toate aceste lucruri? În primul rând, un guvern minoritar acum nu înseamnă că acest guvern va putea îndeplini toate angajamentele pe care le-a făcut în fața alegătorilor, pentru că nu avem sprijin majoritar. Așa cum am zis, noi ne dorim în 4 ani de zile să putem depune cererea de aderare la Uniunea Europeană. Asta înseamnă să adoptăm mai multe legi în Parlament. E clar că atunci când nu ai majoritate în Parlament, nu o să voteze nimeni pentru aceste legi. Suportul pentru fiecare lege în parte va trebui căutat mult și individual. Deci asta e o muncă asiduă și foarte puține lucruri vor fi aprobate în Parlament. Astea sunt limitările unei guvernări minoritare. Deci, un guvern minoritar acum nu înseamnă că acum va putea să-și îndeplinească programul pe care l-a propus. Ce va putea face acum? Va putea să curățe sistemul și eventual să-l pregătească. Deci, e un guvern temporar ca într-un moment, oricum, să mergem la cetățeni și ei să aleagă, dar să aleagă liber și corect, nu fiind presați de Partidul Democrat, nu fiind manipulați, fără un sistem electoral care a fost destinat pentru un singur partid și nu să se aleagă un parlament reprezentativ. Acum, da, eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, oricum s-ar părea că acum ar fi într-o poziție mai bună, că totuși ajunge în guvern. Da, ajunge și cu președinte de parlament, și cu prim-ministru, și cu guvern. Discutăm de ce insistăm pe președintele parlamentului, o să discutăm și lucrul ăsta. Da. Un guvern acum își asumă niște responsabilități enorme. Deci, suntem într-o situație în care Republica Moldova nu a mai primit niciun ban din afară de timp de 2 ani de zile. Suntem în situația în care Partidul Democrat a făcut promisiuni electorale la dreapta și la stânga care nu au acoperire bugetară și groapa este foarte mare. Dar în același timp, Partidul Democrat spune că se poate și fără bani din afară. Da, și bineînțeles, ei se împrumută la niște dobânzi foarte înalte aici, în Republica Moldova, la bănci comerciale controlate tot de ei, pentru că după aia dobânzile pe care le plătește statul, pe care urmează să le plătească statul în următorii ani, vor ajunge tot în buzunarele lor prin intermediari. Asta nu este sustenabil. Ați văzut, lumea vorbește deschis, inclusiv și rectorii care sunt în buzunarul lor spun că bani pentru salariile profesorilor universitari sunt doar până la sfârșitul verii. Mai departe nu sunt deloc planificați. A fost Fondul Monetar aici, nu a făcut un comunicat public, dar din câte înțelegem noi, le-au spus că trebuie să reducă cheltuielile, pentru că veniturile și cheltuielile nu se pupă, ca să spunem așa. Deci, ceea ce povestesc, democrația este una la televizor, dar dacă oamenii deschid frigiderul, o să vadă cu totul altceva. Așa că, pe de o parte, este o responsabilitate enormă.
acest guvern poate fi demis în orice moment și poate fi acuzat că, uite, nu a reușit să îmbunătățească situația, ori ai nevoie de ceva timp ca să îmbunătățești situația. Deci dacă se cer rezultatele într-o lună, s-ar putea într-o lună să nu poți să reușești și atunci te pot deminte. Altfel, dacă oricum credeți că acum este avantajat prin această opțiune a guvernului minoritar care ar amâna alegerile anticipate sau le-ar evita pentru moment, să vedem ce altă opțiune are Partidul Socialiștilor. Altă opțiune este să își facă o coaliție, știu eu, în sensul obișnuit al cuvântului, cu Partidul Democrat, dacă vor să-și asume o asemenea coaliție, sau să meargă în anticipate, așa cum am zis, fără să vrea să schimbe... Cine și-ar asuma responsabilitatea pentru eventuale anticipate? Cei care nu vin cu această soluție. Deci noi am oferit soluția pentru a evita aceste alegeri anticipate. Una la mână. Să începem dezmembrarea regimului oligarhic și, doi, să venim cu un guvern temporar, minoritar, care, vă zic, în experiența mondială arată că poate să amâne alegerile anticipate. În cazul unor anticipate, până la urmă, sondajele arată că situația nu s-ar schimba. De ce s-ar organiza din nou anticipate dacă, până la urmă, bineînțeles, rezultatul va fi același? În condițiile actuale, rezultatele vor fi aceleași. Dacă aceeași guvernare organizează alegerile, alegerile nu vor fi nici libere, nici corecte, vor fi probabil și mai puțin libere și corecte, pentru că discuțiile pe care le avem noi cu colegii noștri din teritoriu ne întristează enorm. Acolo este o teroare foarte mare. Oamenii care au participat în alegeri au făcut campanie pentru blocul acum, sunt terorizați, sunt dați afară de la lucru, li se deschid dosare penale, deci e foarte și foarte grav. Așa, cu asemenea pârghii, intenționează Partidul Democrat să meargă în alegeri anticipate. Deci dacă Partidul Socialiștilor va sta cu mâinile în șolduri și nu va vrea, cel puțin la prima etapă, în Parlament acolo, să voteze schimbarea sistemului electoral și câteva legi care să zdruncine sistemul și care să încurajeze puțin oamenii, cei care sunt supuși acestor presiuni și care, mă rog, sunt terorizați în fiecare zi, evident că lucrurile vor arăta și mai prost pentru democrația din Republica Moldova. Dar în cazul unor anticipate, PAS are o strategie? Care este aceasta? Strategia PAS este să se evite aceste alegeri anticipate. În cazul sau în care cel puțin, se va ajunge acolo sau după cel puțin, anticipate. Sau cel puțin să se facă aceste alegeri în baza sistemului electoral proporțional. Și asta noi putem să facem. Putem să votăm în Parlament. Pentru că e clar, le este clar și socialiștilor că sistemul electoral mixt îi defavorizează și nu este un sistem democrat. De ce insistăm noi pe alegerea speakerului din partea PAS? Pentru că este primul element în acest lanț de acțiuni. Și noi nu avem încredere în Partidul Socialiștilor. Da, ei trebuie să facă primul pas. De ce nu avem încredere? Sam, bine, socialiștii vin cu candidatura Zinaidei Greceanei, da? În cazul în care vedeți că nu se țin de cuvânt, da? Admitem că votați această candidatură a Zinaidei Greceanei la funcția de președinte al Parlamentului. În cazul în care nu se țin de cuvânt, nu puteți să demiteți? Nu avem două treimi în Parlament ca să putem împreună cu democrație și cu șor noi, și cu... Da, sigur. Nu credem în personaje ca Plahotniuc și Șor. Spuneam mai devreme, socialiștii sunt cei care trebuie să demonstreze că au și curaj și angajament să lupte împotriva sistemului oligarhic. Noi am luptat în toți acești ani, ne-am făcut tot ce am putut fiind în opoziție în stradă. Ei, în schimb, au ajutat sistemul să-și consolideze puterea. Și aici putem să venim cu tare multe exemple, dincolo de schimbarea sistemului electoral. Prin faptul că Dodon a tot numit judecători comozi lui Plahotniuc în funcții, prin faptul că l-a numit, i-a lăsat pe Botnar să meargă, să conducă Moldova Gaz, prin faptul că a aprobat, a semnat legi, cum ar fi amnistia capitalului, vinderea cetățenilor, ei, prin faptul că împreună și-au bătut joc de profesorii turci și i-au dus la închisoare sigură și așa mai departe. Deci există dovezi foarte clare, recente, de colaborare a Partidului Socialiștilor cu Partidul Democrat. Toată lumea a văzut aceste lucruri. Deci dacă ei acum vor să dovedească, să ne dovedească nouă, dar și cetățenilor, că sunt gata să meargă în această luptă împotriva regimului,
Ei sunt cei care trebuie să facă primul pas. Și din fericire sau din nefericire, acest prim pas este votarea speakerului. Speakerului, care ar fi Andrei Năstase, da? Asta este candidatul blocului acum. Păi da, fără acest lucru nu poate fi deblocată situația, pentru că în Parlament nu poate fi votată nicio lege, da. Pe de altă parte, din pachetul acela de legi despre care vorbește blocul acum, și ne referim aici la schimbarea conducătorilor unor instituții, Bogdan Țârdea, de exemplu, de la Socialiști, a venit cu o replică și spune foarte clar că aceste lucruri nu pot fi făcute pentru că procurorul general nu este demis de către Parlament, vine cu astfel de... Fals. Astea sunt doar încercări de a inventa argumente. Totul este posibil atunci când 51 de deputați din Parlament votează pentru modificarea legii. Dacă vorbim de legea procuraturii, acolo vedem care sunt motivele din care poate fi demis procurorul. Și dacă acolo, de exemplu, nu se găsește următorul motiv, numirea cu încălcarea legii a procurorului. De exemplu, procurorul actual a fost numit cu încălcarea legii. El era parte din Consiliul Superior al Procurorilor și respectiv nu putea nici participa la acest concurs și mai sunt câteva încălcări care au fost comise acolo. Deci, în momentul în care modifici legea și scrii acolo că procurorul poate fi demis și din cauza că, sau pe motiv că a fost numit cu încălcarea legii, atunci aceasta devine legal. Dar în momentul în care retroactivă a legii, acesta este deja numit procurorul. El a fost numit cu încălcarea legii. Eu aduc un exemplu. Deci ceea ce spun eu este că nimeni nu-și dorește să facă lucrurile ilegal. Dar în momentul în care Parlamentul modifică legea, atunci care este problema? Se aplică de la următorul procuror. Nu neapărat. Deci, bine, am venit aici cu un exemplu. Dar legile pot fi modificate cu 51 de deputați în Parlament. În momentul în care există 51 de deputați în Parlament și așa pe fiecare subiect. De exemplu, șeful de la SIS e mult mai simplu. Se votează în Parlament și cu asta s-au rezolvat problemele. Da, pentru unele situații e un pic mai complicat, pentru alte situații e mult mai simplu. Dar haideți să ne așezăm și să discutăm pe aceste subiecte, pentru că până acum, noi de mult am făcut publice aceste proiecte de lege, mai avem un șir de proiecte de lege pe care suntem gata să le facem publice, numai că până acum n-am văzut discuții despre, am văzut discuții despre haide să împărțim portofolii și nu știu ce, nu, pe noi nu ne interesează împărțitul de portofolii. A fost o întâlnire între acum și PSRM, despre care vorbim după pauză, pentru că trebuie să luăm publicitate, și poate că intrăm în direct și cu deputatul PSRM Ion Ceban, dacă va fi dispus să discute cu noi. Acum luăm publicitate. Suntem acum în legătură telefonică directă cu domnul deputat PSRM Ion Ceban, secretarul ideologic al partidului. Bună seara, domnule Ceban! Bună seara și bine v-am găsit, Lorena. Mersi de asemenea. Mă bucur tare mult că ne auzim și avem și poziția Partidului Socialiștilor în această emisiune. Mai devreme am discutat cu doamna Maia Sandu și domnia sa a spus că nu s-a schimbat cu nimic situația după declarația de astăzi a președintelui Igor Dodon, care spune ori guvern majoritar, ori anticipate. Cum comentați dumneavoastră acest lucru? Stimată doamnă și stimată doamnă Sandu, eu sincer trebuie să spun un lucru care este foarte real în ceea ce se întâmplă la momentul de față. Retorica electorală a reprezentanților blocului acum persistă și acest lucru nu este benefic absolut nimănui, nici societății, nici celor care încearcă să discute, nu să zic să negocieze. Asta este unul. Doi, noi în campanie electorală și post-campanie nu am făcut nicio adresare, să spun eu așa, urâtă, pe care o auzim în fiecare zi din partea reprezentanților blocului acum. Noi avem pretenții mult mai mari. De exemplu, 16 reprezentanți din cei 26 de deputați ai blocului acum au făcut parte din coalițiile de până acum cu Partidul Democrat, în funcție de miniștri, viceministri, ambasadori, șefi de consilii și secretariate și tot așa mai departe. Noi am putea să dăm toate detaliile astea, dar nu le facem, pentru că înțelegem că acest lucru nu sporește, nici într-un fel, aceste discuții. Doi, ceea ce este foarte important.
Noi am auzit poziția foarte rigidă și acest lucru este regretabil pentru că noi am zis că suntem foarte flexibili. Da, noi am înaintat condiții și vrem să fie auzită părerea noastră pentru că avem în spate 440.000 de alegători minimum. Ori asta este, mult peste aproape 40% din cei care au fost la vot până la urmă sau care sunt reprezentați într-un fel sau altul în Parlament. Deci, e nevoie cumva să se țină cont și de părerea noastră și de părerea celor care au votat pentru noi. Întrebarea. Nu găsiți în lume, Lorena. Întrebarea este următoarea. Cum se deblochează această situație? Pentru că ambele formațiuni rămân pe poziții. Nu, ascultați-mă, Lorena. Noi am zis că suntem foarte flexibili. Am zis că suntem gata să votăm cu excepția legii Magnitsky, să examinăm, să discutăm legile pe care le-au propus sau proiectele de legi, dar trebuie să mergem conform unei proceduri foarte clare, pentru că de altfel nu avem sort de izbândă. Iar în acest sens, vrem să se țină cont și de părerea noastră. Dar am auzit doar rigiditate. Nu, dați-ne nou speakerul, dați-ne nou prim-ministru, dați-ne nou tot guvernul, votați legile noastre și mai departe vedem ce facem. Da, numai o secundă. Domnule Ceban, aici este o întrebare pe care vreau să vă adresez. Se poate eu să finalizez gândul, Lorena, și sunt gata să răspund la întrebarea dumneavoastră. Nu există, nu găsiți țară în lume unde un partid sau două partide dintr-un bloc care sunt pe locul 3 după numărul de mandate în Parlament, să spună dați-ne nouă prim-ministru, dați-ne nouă speakerul, dați-ne nouă totul și noi nu există așa ceva. Dacă Maia Sandu, stimată doamnă, cunoaște vreun exemplu de acest gen undeva în lume, să ne spună și nouă. Dar nu e normal acest lucru. Noi nu vrem să vă auzim, noi nu vrem să votăm legile voastre, noi vrem ca prim-ministru să fie al nostru, vrem ca să fie unul minoritar, vrem să vină speakerul de la noi, iar voi vedeți-vă de treabă, pentru că noi suntem și diferiți ideologic. Da, noi suntem diferiți ideologic, dar sunt sigur că putem. Dacă doamna Maia Sandu vrea să răspundă dacă există sau nu vreun astfel de exemplu, o ascultăm, da? Bineînțeles că există exemple. Spuneam că ultimul caz care se discuta a fost în cel puțin care l-am citit eu în presă, era în Marea Britanie anul trecut. Nu s-a mai ajuns la acest guvern. Dar eu nu zic că noi cerem. Noi propunem o soluție pentru a ieși din această criză. Și am explicat de foarte multe ori de ce speakerul Parlamentului trebuie să fie de la blocul acum, pentru că noi nu avem încredere în Partidul Socialiștilor, pentru că Partidul Socialiștilor a făcut jocul PD. Și atunci când vorbiți de miniștri, nu știu ce miniștri, că înțeleg că eu sunt singurul ministru, viceministri și ambasadori, nimeni dintre noi n-a lucrat pentru Plahotniuc sau nu l-a ajutat să-și consolideze puterea. Noi ne-am făcut în guvern sau acolo unde am lucrat, ne-am făcut treaba pentru cetățeni. Mai bine sau mai rău, mă rog, să ne judece oamenii. Dar noi vorbim de acțiuni foarte concrete și foarte recente pe care le-au făcut membrii Partidului Socialist și, în special, Igor Dodon, care a ajutat la consolidarea clanului oligarhic. Da. Și de aceea, speakerul Parlamentului trebuie să fie de la blocul acum, pentru că primul pas sau primul vot trebuie să fie din Domnul partea Ceban socialiștilor. Spunea că nu este constructiv ca să-și amintească fiecare ce a făcut exact sau... Exact asta, Lorena, dacă îmi permiteți. Vă rog. Exact asta spunem și noi, că asta nu este deloc constructiv, pentru că dacă am fi procedat, ați văzut, noi am încercat să luăm o pauză, am încercat să nu intervenim la fiecare dezbatere cu poziții diferite, pentru că dacă strângem astăzi toate pozițiile colegilor din blocul acum, din ambele partide, care au fost în ultima lună, o să vedeți câte contradicții există între ei, nu că cu noi împreună. Da, și, în același timp. Doamna Sandă, vă spun că nu există o formulă pe care o propuneți dumneavoastră în istorie de acest tip. Nu există. E alegerea dumneavoastră. Sim. Dacă vreți să mergeți în alegere anticipate, asumați-vă acest lucru. În același Stimate, timp, doamnă, în același timp, cred că ar trebui să... Mult. Dacă vreți să facem dezbateri, nicio problemă. Noi suntem gata la orice moment să venim, să dezbatem cu dumneavoastră orice subiect. Este regretabil, noi am venit și doamna Greceanu, i-ați văzut că a venit, v-a așteptat cu mare drag să veniți, inclusiv la domnul președinte, am venit ori de câte ori am fost invitat sau ori de câte ori a fost necesar să vă invităm pe dumneavoastră. La ora stabilită, la locul indicat, eu zic să facem următorul lucru ca să fie constructiv ceea ce discutăm în această seară și să înțelegem și noi, de fapt, cum stau lucrurile, să ne oprim un pic și să vă adresez, domnule Ceban, acea întrebare pe care am vrut să vă pun mai devreme. Și anume, PAS spune următorul lucru, că în cazul în care
Socialiștii ar sprijini candidatura lui Năstase la funcția de șef al legislativului, l-ați putea demite oricând împreună cu democrații. La fel s-ar întâmpla și în cazul unui guvern minoritar și să luăm aminte că acest guvern minoritar, în cazul în care, de exemplu, Maia Sandu este premier, da, asta era propunerea, domnia sa își pierde și fotoliul de deputat în cazul demisiei guvernului. De ce nu ar merge socialiștii pe această variantă? Întreb și eu. Stimate doamnă, noi avem și noi în spate un număr impunător de oameni care ne-au votat. Cel mai mult, poate de două ori mai mult decât, sau trei ori mai mult decât au votat pentru PAS, spre exemplu, sau pentru DA, separat. Întrebarea este foarte simplă. Noi încercăm să venim cu o poziție foarte justă, corectă, echilibrată. Oameni buni, ok, noi suntem gata să votăm guvernul vostru. Haideți, vine doamna Maia Sandu în fruntea guvernului, o delegează, de exemplu, cum ar fi blocul, să aducă 200 de milioane sau orice altă colaborare avantajoasă. Noi suntem gata să venim pe partea cealaltă, să încercăm să stabilim relații bune, să găsim investiții din partea estică și atunci va fi în beneficiul cetățenilor. Dar dacă suntem, o secundă, dacă suntem partidul care într-adevăr a luat cele mai multe mandate în aceste alegeri, dați-ne nouă funcția de speaker. Noi suntem gata. Noi n-am venit să spunem. Dați-ne nouă. Închipuiți-vă un exercițiu simplu. Venim astăzi și spunem, oameni buni, dați-ne nouă un guvern minoritar. Blocul acum trebuie să voteze pentru noi. Pentru că 16 din 26 de deputați sau 15 au făcut parte din guvernările împreună cu Plahotniuc. Noi n-avem încredere. Dați-ne, vă rog frumos, speakerul chiar acum. Noi suntem gata să votăm toate legile, cu excepția legii Magnitsky, a blocului acum și pachetul de legi pe care îl propunem noi. Mai departe vedem ce facem. Asta ar fi o abordare susținută din partea blocului acum. Știți de ce nu putem, știți de ce nu putem să sprijinim noi un guvern minoritar PSRM? Pentru doamnă, că un asemenea guvern... Nu eu am votat și nu colegii mei au votat alocarea... Pentru că un asemenea guvern nu poate... Haideți să vorbim pe rând, că sunteți la telefon și e și mai rău decât aici în studio. Haideți să vedem ce spune doamna Sandu despre un guvern minoritar socialist. Poate și aceasta este o idee. Deci noi nu putem să votăm un asemenea guvern minoritar pentru că noi suntem cei mai indicați să restabilim relațiile externe, să restabilim finanțarea externă a Republicii Moldova și nu cred că o să spuneți că aveți o imagine foarte bună la Bruxelles după ce ați tot amenințat că o să anulați acordul de asociere și o să faceți multe alte lucruri. Sper că recunoașteți lucrul ăsta. Și pentru că noi suntem mai credibili atunci când vine vorba de dezmembrarea sistemului oligarhic. Și noi vorbim de guvern minoritar pentru că e clar că nu putem să îndeplinim angajamentele pe care ni le-am luat noi, cei din blocul acum, că nu avem sprijin în Parlament pentru asta, pentru că nu avem suficiente mandate, așa cum nu aveți nici voi suficiente mandate, pentru că ați schimbat sistemul electoral. Să vedem ce spune domnul Ceban și mergem mai departe. Stimată doamnă, retorica asta nu duce absolut nici într-o direcție care ar putea să existe ca și compromis. Și atunci asta ar însemna, dați-ne nou speakerul, dați-ne nou guvernul, votați-ne legile și după asta vom vedea. Dar nu, singurul nu se face așa în lume. Singurul lucru pe care îl cerem noi este un angajament clar de luptă împotriva oligarhiei. Acest lucru se poate întâmpla în Parlament. Noi blocul acum cu guvern funcțional, pentru că dumneavoastră știți foarte bine că au fost așa tentative de care spuneți dumneavoastră și unde a ajuns Filat, noi știm cu toată lumea. Unde a ajuns domnul Plahotniuc, știm cu toată lumea. Unde a ajuns doamna Sandu, domnul Dodon și tot așa mai departe. Unde a ajuns domnul Voronin până la urmă. Asta este situația. Nu mă interesează unde au ajuns ceilalți. Noi putem face niște pași foarte concreți în Parlament, votând speakerul, după care votăm legile. După care dumneavoastră puteți să vă opriți, să nu votați acest guvern minoritar dacă nu vreți să-l votați. Dar o bună parte a lucrului de dezoligarhizare, dacă mă lăsați să continuu, o bună parte a activității de dezoligarhizare poate fi făcută în Parlament. Da. Mă rog, nu vă place guvernul minoritar, vă opriți acolo. Domnule Ceban. Da, ultimul lucru pe care am vrut să-l spun. Stați un pic, așteptați. O comunicare, eu nu vă aud pur și simplu foarte bine și de asta nu știu când să intervin sau să nu intervin. Îmi pare rău că nu ne auziți, noi vă auzim destul de bine, îmi pare rău că nu ne auziți. Acum vă aud bine. Da, ideea era următoarea, domnule Ceban, următoarea mea întrebare era așa. Ceea ce spune doamna Sandu, de exemplu, să votați președintele Parlamentului ca ulterior să puteți schimba componența Comisiei Electorale Centrale pentru organizarea unor eventuale anticipate fără, eu știu, o comisie controlată politic. De exemplu, este aceasta o variantă pe care Partidul Socialiștilor o ia în calcul?
Doamna Boxa, eu vreau să vă spun că singura variantă este comunicarea. Dacă nu există comunicare și dacă există doar deci impunerea unei chestiuni și unei agende personale, nu știu, că îi aparține doamnei Sandu sau domnului Năstase, acest lucru nu duce nicăieri. Dezoligarhizarea este agenda personală? Domnule Ceban, necesar. Pot să vă întreb ceva? Da, comunicarea asta înseamnă să ne ascultăm unii pe alții. Dezoligarhizarea este agenda personală? Propun să vorbim pe rând pentru că nu ne auzim. Da, domnule Ceban, vă ascult. Da, ziceam că este nevoie de comunicare, pentru că în acest sens trebuie să ne ascultăm unii pe alții, să fim un pic mai toleranți unii față de alții, să elaborăm o agendă comună, dacă vrem să mergem undeva. Dacă nu, atunci dacă batem cu pumnul în masă, eu vreau speaker, eu vreau parlament, eu vreau guvern, eu vreau asta, eu vreau noi asta, vrem un eu singur vreau lucru, asta, domnule nu Ceban. Să nimic, nu ajunge nicăieri. Noi vrem un singur atunci lucru, noi vrem un angajament clar din partea dumneavoastră că aveți intenție și curaj să porniți în această luptă împotriva sistemului oligarhic. Și vrem da, voturi concrete în Parlament, voturi concrete în Parlament din partea dumneavoastră pentru acest scop. Republican. Dacă o citiți foarte atent, sunt două soluții foarte clare. Ori avem o majoritate funcțională și un guvern funcțional cu acum, ori mergem în alegeri anticipate și atunci fii care să-și deci vă interesează cu totul alte lucruri. Să continuăm, domnule Ceban, apropo de anticipate, cu ce s-ar schimba situația? Stimate doamnă, dacă nu avem soluții puse pe tapet astăzi sau pe masă, care ar fi altă opțiune. Deci dacă blocul rămâne atât de rigid și bate cu pumnul în masă și zice noi vrem speaker, noi vrem noi premier, vrem dezoligarhizare, noi vrem guvern, atunci ce să facem noi? Noi nu putem să mergem pe formula asta pentru că ea nu există în lume. Nu da. Pentru că... Acum spuneți-mi, vă rog, o coaliție cu Partidul Democrat este exclusă? Dumneavoastră ați văzut foarte clar ceea ce s-a declarat astăzi, începând cu președintele, ceea ce scrie în declarația Consiliului Republican al PSRM. Ori astăzi avem coaliție, guvern format, funcțional, majoritate parlamentară cu acum, ori mergem în alegeri anticipate. Astăzi, dar poate mâine? Stimată doamnă, acolo scris foarte clar. 1, 2. Nu înțeleg de ce insistați. Am mai vorbit despre asta... Să vă mai întreb, domnule Ceban, să vă mai întreb un lucru. Ce tot face Igor Dodon la Moscova? Că toată lumea își dă cu presupusul că discută acolo crearea unei alianțe. Eu am văzut că astăzi Natalia l-a întrebat la ProTV de câteva ori și tot întreabă. Dumnealui nu-i răspuns, dacă nu are servicii de presă. Eu știu că a fost de două ori în această perioadă. O dată a fost la o întrevedere cu Patriarhul Kiril. Altă dată nu știu exact când a fost... A făcut o escală la Moscova ieri după întâlnirea cu Lukashenko. Poftim? După întâlnirea cu Lukashenko, a ajuns pe la Moscova acasă. A fost venirea acasă, pentru că nu era ruta directă, urma să vină după Consiliul Republican al ședinței, dacă nu venea așa. Da. Încă o întrebare. Doamna Grecian i-a plecat astăzi undeva? Din informația pe care o aveam anterior, trebuia să plece, pentru că știu că s-a discutat să, eventual să poată să vină la o emisiune moderată de dumneavoastră, nu știu dacă astăzi sau luni. Astăzi, da. Și mi s-a spus că pleacă. Dacă, nu sunt sigur dacă este sau nu este peste hotare. Așa. O altă întrebare a domnului Botnaru, că domnul Botnaru va intra cu noi în direct după dumneavoastră. Ce funcție vă doriți? În ce sens? Cum, în ce sens? Ce sens? În cazul unei coaliții de care o vedeți sau nu o vedeți, vă doriți o funcție? Domnul Botnaru, probabil că întotdeauna este foarte ironic. Eu vreau să reamintesc că eu proate sunt printre persoanele puține publice, în acest sens, care a renunțat și la mandatul de deputat, și la mandatul de consilier prezidențial, și la mandatul de secretar și... purtător de cuvânt a președintelui și tot așa mai departe. Deci eu am, pe parcursul vieții mele, mai mult am renunțat la diferite funcții decât le-am acceptat. Iar pe cele pe care le-am acceptat am fost în destul capacitate să realizez foarte multe lucruri bune. De exemplu, eu am deschis centre de tineret, nu am închis instituții educative. Da, când vor fi din nou dezbateri, dacă ne ajung anticipatele cumva din urmă că... Vom avea dezbateri, cred că vă veți întâlni la dezbateri și veți cu continua. Cum mare drag, știți că eu niciodată n-am fugit la dezbateri, dacă mă cheamă. Vă așteptăm. Să știți că nu mor de nerăbdare, dar dacă așa va fi situația, n-avem încotro.
Asta e. Eu am zis și zic în continuare, dacă ar fi mai multă toleranță în acest sens, mai multă comunicare, mai multă ascultare. Dacă ar fi mai mult curaj mai din partea unora. Mai puțin masă și rigiditate de acest gen, poate într-adevăr mișcăm lucrurile înainte și evităm... Adică dumneavoastră credeți că se mai poate întâmpla totuși ceva, deși văd că ambele partide sunt pe pozițiile inițiale. Haideți să facem în felul următor. Să nu spunem că ambele, pentru că ambele nu știu dacă este corect în toată circunstanța asta. Noi n-am zis dați-ne nou totul. Noi am zis că noi suntem flexibili. Noi putem discuta, aproba legile pe care le-ați înaintat. Noi suntem gata să examinăm orice formulă. Și plus asta, dar trebuie să respectăm procedurile juridice, așa ca să nu se întâmple cum în anul 2013. Ca să fie foarte clar. Asta în numai în cazul în care Zinaida Grecean este președinte de Parlament. Cu asta începem. Începem și cu asta, dacă doriți. Adică asta este condiția, una dintre condițiile de bază ale Partidului Socialist. Păi, ele sunt publice, stimată doamnă. Da. În primul rând, noi nici n-am ajuns să discutăm despre ele, pentru că în discuția pe care am avut-o ieri, eu am fost șocat să aud, de exemplu, că locul acum nici măcar n-a examinat proiectele de lege. Nu știa ce fel de proiecte de lege am înaintat. Asta mă deranjează. Dacă facem cu pumnul în masă, suntem foarte regiști, dar la mai mult decât atât, nici măcar nu vrem să examinăm ceea ce înaintează cei care stau la masa de discuții, atunci care este, nu știu, spune și dumneavoastră, poate eu nu am dreptate. Ce, domnule Ceban, o ultimă întrebare, pentru că, da, cred că până la crearea unei coaliții sau la limpezirea situației mai este. O ultimă întrebare, ce urmează să se întâmple? Cum vede Partidul Socialiștilor lucrurile după toată această poveste? Ce urmează să se întâmple? Noi am zis că nu se închide nicio ușă, suntem gata să examinăm, să se țină cont de părerea noastră. Acest lucru este important, inclusiv pentru oamenii care au votat pentru noi și acest lucru noi îl înțelegem și în ceea ce ține de blocul acum și oamenii care au votat pentru blocul acum. Pentru ca să se miște lucrurile înainte, trebuie să existe comunicare. Iar ca să existe comunicare, trebuie oamenii să... Și invitați acum la discuții iar sau acum? Invitați acum la discuții din nou? Poftim? Invitați blocul acum la discuții din nou? Eu zic să vină doamna Greceană aici la dumneavoastră în studio. Da, dacă doamna Greceană este dispusă, cu mare drag. Da, o așteptăm cu mare drag. Lorena, eu cred că nu este loc de ironie, pentru că doamna Greceană a fost și ieri. Dacă vă aduceți aminte. Asta este ideea. Da. Angajament pe dezoligatizare n-a fost. Vă mulțumesc, domnule Ceban, vă mulțumesc foarte mult. Eu vă doresc multă sănătate și toate frumoase și un sfârșit de săptămână pentru cei care vă privesc. Mulțumim foarte mult, noapte bună vă doresc. Luăm publicitate și după publicitate ne întoarcem. Vă rog să, dacă aveți un comentariu la ceea ce a spus, copleșită, dar după publicitate, pentru că tot atunci vom intra în direct și cu domnul Botnaru care așteaptă. Publicitate. Am revenit. Ați avut un comentariu? Nu, ziceam doar că sunt copleșită de atâta deschidere din partea Partidului Socialiștilor sau a fracțiunii. Acum întrebarea este ce urmează. Mâine e o nouă zi. Mâine e o nouă zi. Noi mergem prin localități, discutăm cu colegii noștri. V-am zis mai devreme că sunt supuși la tot felul de presiuni. O dovadă în plus că această guvernare este una nedemocratică și care își bate joc de proprii cetățeni. Dar dacă să ne referim la... PSRM? Nu, nicio invitație, în sensul în care, cum spuneam, mâine merg la Șoldănești, la Florești, la Bălți. Luni? Mâine. Luni? Luni nu văd de ce putem să discutăm, pentru că noi în continuare vorbim despre lucruri diferite, ei vorbesc despre o coaliție majoritară și încearcă să facă abstracție, cum am zis, de faptul că suntem în lumi diferite. Noi vorbim despre o luptă pe o perioadă, știu, limitată împotriva acestui regim. O luptă care începe în Parlament și, dacă se dorește, continuă în acest guvern minoritar care ajută la curățarea totală a sistemului, da, și care ajută la evitarea sau amânarea alegerilor anticipate. Ioan Ceban totuși are dreptate. A fost o întâlnire între a fost o întâlnire acum și PSRM și nu s-a discutat nimic constructiv. De ce adică... nu s-a discutat?
S-au formulat niște mesaje din partea noastră, deci pe noi ne interesează subiecte care țin strict de dezoligarhizare. Noi nu am venit cu alte subiecte, pentru că și noi avem o sumedenie de idei de politici în domeniul social, în domeniul economic, în domeniul extern. Noi nu am venit cu lucrurile astea, pentru că astea țin de programul nostru și nu ne propunem ca scop ca programul nostru să fie susținut de socialiști, pentru că știm că asta nu este posibil. Ei ar trebui să-și schimbe fața cu totul. Deci, la fel, și ei nu ar trebui să vină cu altă agendă decât agenda de luptă împotriva oligarhiei. Dar vedeți că ei vin cu altceva. Asta păi, este marea bine, problemă. Dumneavoastră veniți cu ideea Andrei Năstase speaker. Ei vin cu ideea Zinaida Greceanu. Noi venim cu speaker. Ideea Andrei Năstase speaker doar pentru că e nevoie de votat aceste legi. Am dat un exemplu, pur și simplu. Exact. Și întrebarea este cum deblocăm această situație? Că ăsta este primul pas. Cum? Exact. Primul pas, dar primul pas trebuie să-l facă socialiștii, pentru că ei nu sunt credibili atunci când vorbim de lupta împotriva oligarhilor. Vedeți că ei nici nu pronunță lucrul ăsta. Noi le tot cerem să spună public. Spuneți, sunteți gata să intrați în această luptă? Pentru că este o luptă periculoasă și destul de complicată, așa să fim sinceri. Ei nici nu pot vorbi despre asta. Deci noi avem nevoie de un angajament. Nu poți să votezi speakerul lor, după care, când ajungi să votezi legea, eu să zic, noi nu credem că legea este bine scrisă aici și nu o să meargă și probabil că nu e potrivit, că și acum am auzit tot felul. Nici n-au văzut, ei ne acuză pe noi când ne-am uitat la legi, la legile lor. Legile din pachetul antioligarhic sunt pe site de foarte mult timp și ei nu le-au citit și nu au venit cu comentarii. Deci cum poți să votezi un speaker de la ei, după care să te pomenești că ei fac joc în continuare cu Plahotniuc, cum a făcut până ieri sau până azi, dacă au oprit joc. Haideți să vedem domnul Botnaru ce are să ne spună. Bună seara, domnule Botnaru! Bună seara! Vă ascultăm! Întâi de toate, în speranță că domnul Ceban se uită în continuare. Nu știu dacă se uită că a rămas cu copiii mici acasă și cred că îi duce la culcare. Dar totuși, cel puțin pentru telespectatori, să explic că n-am avut niciun fel de ironie în întrebarea care i-ai transmis-o. Din potrivă, a fost o întrebare test în sensul ăsta. După ce au câștigat alegerile, eu sunt foarte curios să văd un domn Ceban combativ ca la primărie. Așa cum l-am văzut în campanie pentru funcția de primar, cu tot felul de acte, cu dezvăluiri, acum vreau să-l văd nu pur și simplu un ideolog acolo care scrie nu știu ce programe de lungă durată despre fericirea în socialism, dar vreau să-l văd pe linia întâi, eventual a luptei împotriva corupției, oligarhiei, așa cum o făcea în 2016, de exemplu. În sensul ăsta vreau să întreb unde se vede, pe care e linii de front. De exemplu, să fi spus, vreau să fiu ministru la educație ca să arăt Maia Sandu cum se poate face altfel decât da, păi ea. Cred că eu ar fi trebuit să adresez altfel întrebarea, dacă da, ați fi okay. precizat nu, acest eram lucru, dator aveam să-i explic, nu am nici de gând să ironizez. Și în sensul ăsta, iată, continuând chestia asta, iarăși eu tot sunt curios de ce evită socialiștii discuția despre prioritatea zero a lor, care, iată, vedem, nu coincide cu prioritatea zero a acumului. Și în sensul ăsta, nu știu cât timp am, dar sunt nevoit să precizez. Doamna Maia Sandu, uitați-vă, scorul dumneavoastră electoral care l-ați luat, poate ați explicat asta, dar spune că atâta lume susține deoligarhizarea statului, cum o formulați dumneavoastră. Și atunci dumneavoastră porniți un război care nu are sprijin în societate, pentru cei care au votat pentru democrați, la sigur nu vor decapitarea partidului și lichidarea politică a lui Plahotniuc. Socialiștii, așa și așa, da? Pentru că sunt gata să fac... Și dumneavoastră vreți să porniți un război care în societate nu e sprijinit. Și atunci vă întreb, asta e o misiune posibilă? Eu nu sunt totul de acord cu dumneavoastră. Eu cred că o parte din votanții socialiștilor își doresc sau
lor li s-a promis că se va lupta împotriva oligarhului. Dacă vă amintiți, și în alegerile prezidențiale, ăsta era subiectul principal. Atunci când Dodon m-a acuzat pe mine și încerca să prezinte lucrurile, să mintă oamenii că eu sunt partea sistemului oligarhic și că el este cel mai indicat, cel mai potrivit, el e mai mare, mai frumos și poate să lupte împotriva sistemului oligarhic. Deci așa a fost în campania de la prezidențiale, dacă vă amintiți. În campania la parlamentare poate nu a fost cel mai important subiect, sau, mă rog, nu mi-amintesc eu, dar a fost oricum prezent în campania socialiștilor. Deci atunci când spunem că nu există în țară sprijin de luptă împotriva sistemului oligarhic, nu este adevărat. Chiar și cei care au făcut campanie pentru, sau printre cei care au făcut campanie pentru Partidul Democrat, și ei vor să se elibereze, pentru că am înțeles că inclusiv cei care sunt demiși acum pentru că nu au asigurat un rezultat bun, și cu ei se procedează foarte urât, nu doar cu susținătorii și cu activiștii noștri se procedează urât, se procedează urât și cu activiștii PD-ului care nu au reușit să îndeplinească planul. Deci există, da, în, există în societate, eu cred că în societate există cerere pentru asta. Întrebarea este dacă în fracțiunea socialiștilor, în Partidul Socialist, există curaj și dorință de a porni în această luptă. Eu tot știu foarte multe cazuri când democrați cu care mă întâlnesc cu diverse ocazii și situații, ei sunt foarte nemulțumiți de modul în care s-au întors lucrurile în acest partid și în guvernare în general. Dar la fel ca și socialiștii, bănuiesc eu, ei sunt înfricoșați de imposibilitatea procedurală de a porni acest tren. Și vorbind de proceduri, că foarte multe aș avea aici de vorbit, dar uitați-vă, o impresie chiar acum din această discuție. Domnul Ceban a repetat de 5 ori, vă acuză pe dumneavoastră, dați-ne speaker, dați-ne premier, ori ei la rândul lor tot așa concep funcția de speaker ca un trofeu, ca un Oscar pentru faptul că au luat cel mai înalt scor. Dar nu ne explică la ce bun le trebuie funcția asta de speaker. Ba da. N-am văzut. Iertați-mă, domnule Botnaru, Igor Dodon a explicat de ce vor această funcție de speaker. Pentru că președintele Parlamentului se alege cu 51 de voturi, dar să demite mai greu. Acesta a fost unul dintre motive și a precizat foarte clar acest lucru și a mai explicat de ce. Nu vrea să fie suspendat, cred că. Nu, pentru că în cazul socialiști. În care se întâmplă exact această suspendare, președintele Parlamentului preia împuternicirile șefului statului. Păi, vezi, asta nu ne explică. Deci, când socialiștii spun că ni se cuvine, ca și cum... Ai doamna... explicat. Deci, când spun ei că li se cuvine ca un trofeu, ei, de fapt, dacă o luăm ca regulament, un speaker la Parlament este un deputat ca toți ceilalți, doar are avantajele procedurale. Eventual, dacă Doamne ferește moare șeful statului, preia valiza asta cu buton. Dar nu neapărat, domnule Botnaru. Sunt diferite situații. Scuzați, în care... Eu apelez la o metaforă. Da. Dar tocmai noi am văzut-o pe Eudochia Ostapciuc, da? Care îi Eugenia. Ținea... Domnule Eugenia, Botnaru. Pardon. Care îi făcea confort președintelui. Deci noi am văzut speakerul Candu care și-a făcut gard în jurul Parlamentului. Sunt diferite moduri de a concepe funcția de speaker. Eu vreau să întreb acum în fața telespectatorilor, doamna Maia Sandu, să ne explice dacă este, da, bănuiesc că este o diferență între modul în care dumneavoastră vreți să obțineți funcția de speaker ca să faceți ce cu ea, pentru că înțeleg că nu puteți să trișați, să puneți frâne, să puneți filtre la diferite proiecte, o să funcționeze speakerul conform regulamentului, iar regulamentul spune, le dați posibilități egale tuturor deputaților să fie activi, să înainteze legi. Doamna Sandu a precizat, domnule Botnaru, noi avem nevoie de speaker ca să putem să adoptăm legile despre care discutăm deja de ceva timp. Pentru că se pare că nu se poate altfel. Exact. Ar fi niște soluții tehnice, dar ele o să fie contestate și nu vrem să mergem pe calea asta. Noi avem nevoie de speaker doar pentru a debloca acest proces și a adopta 10 legi sau 12, câte o să fie ele acolo, pentru ca să începem procesul de eliberare a statului din captivitate. Și dacă speakerul
socialist vă garantează că va face exact același lucru? Nu putem să credem la această etapă, nu putem să credem spuselor socialiștilor, pentru că pornim de la experiența de până acum. Ori experiența de până acum... Bine, ei vă bat cu aceeași monedă, vă spun că aveți și dumneavoastră păcate. Dar noi dacă nu, noi se întâmplă minune, i-am consolidat semnează... puterea lui Plahotniuc. Noi nu i-am consolidat puterea lui Plahotniuc. Puteți să ne criticați la orice subiect, dar nu puteți să spuneți că noi am consolidat puterea lui Plahotniuc în situația în care ei au adoptat... au votat o lege împreună, legea sistemului electoral, în situația în care ei au votat amnistia capitalului, nu au votat-o, dar Dodon a semnat-o și așa mai departe. Dacă ei conștientizează că sunt în pericolul anticipatelor la fel de mare ca și dumneavoastră și se întâmplă minunea și semnează angajamentul, prioritatea zero de oligarhizare sau scoaterea acestor funcționari, s-ar putea și ei să fie mai combativi decât dumneavoastră sau nu? Păi noi asta vrem să vedem. În primul rând vrem să vedem că sunt combativi. După care, dar ei trebuie să facă dovada asta mai întâi, că sunt combativi. După care, dacă sunt combativi, atunci o să mă convingă și pe mine și pe dumneavoastră și pe ceilalți că chiar vor să elibereze statul din captivitate. Am înțeles. Eu, într-adevăr, sunt foarte curios să văd foarte explicit atitudinea lor față de agenda dumneavoastră asta, ca după aia, de exemplu, iarăși sunt fantezii, dar să luați o listă de priorități pentru, nu pentru 4 ani, dar pentru următorii 2. Să faceți exact ceea ce există în pachetul social la ambele formațiuni, să o luați așa ca postata la Prășit Păpușoi. Și poate asta v-ar putea împăca, pentru că acum sunteți atât de ancorați în experiența politică anterioară că vă împiedică, sau frica de proceduri, că vă împiedică să vorbiți pe exact programele pentru 2 ani. Da. Nu doar experiența anterioară, dar și ea contează, dar și conținutul programelor noastre, pentru că trebuie să recunoaștem, chiar dacă sunt și elemente comune, cum am zis, cu toții ne dorim creșterea pensiilor și salariilor, doar că le vedem diferit. Noi credem în îmbunătățirea mediului de afaceri, noi credem în investiții străine și putem să creăm condiții ca ele să vină și așa mai departe. Și contează și calitatea investitorilor, deci sunt multe diferențe. Întrebarea este dacă există un lucru comun și anume dorința și curajul de a elibera țara din asta e unul din punctele convergente. Dar mai departe să încep niște divergențe. Cum, de exemplu, ei de partea lor zic că anulează restricția pentru televiziuni rusești sau da, nu știu ce. Acolo exact. Să e lista diferențele sunt foarte mari. Tocmai de aceea noi am venit cu propunerea guvernului minoritar pe care ni-l asumăm și pe care îi pot să-l demită în orice clipă. Atunci când simt că sistemul este curățat suficient și pot conta pe alegeri libere și corecte, atunci ei pot să desființeze acest guvern și să meargă în alegeri anticipate. Dar de ce să vă desființeze, doamna Sandu? Pentru că noi nu o să facem lucrurile despre care vorbiți dumneavoastră. Iată, nu, dumneavoastră asta cu... o să faceți, de exemplu, aduceți 200 de milioane, construiți drumuri mai departe bune, plătiți 200 de lei, 600 de lei. Dar noi nu n-o să facem federalizare, noi n-o nu să dumneavoastră n-o permitem propagandă și așa mai departe. Și vom vedea dumneavoastră nu o să faceți, dar ei peste capul dumneavoastră o să voteze, de exemplu, referendumul, o să inventeze încă niște chestii împreună cu democrație. Riscurile sunt foarte mari, noi ni le asumăm. Da, dumneavoastră trăiți greu, sania plină cu păcate, da? Dar ei o să-și mântânească acolo deasupra parțelei ideologice. Situația e nevoie și de politicieni responsabili. Da, mulțumim foarte mult, domnule Bodnaru. Da, sigur că ultima observație este că astăzi am vorbit cu doi oameni la care țin, analiști politici, emisiunea o să apară duminică. Sigur că democrații acum sunt foarte avantajați. Ei stau ca chinezoiul ăla care stă pe malul râului și așteaptă, sau indienii, să treacă hoitul adversarului plutind. Și frica de anticipate este principala lor armă. Acum depinde cum o să reacționeze și socialiști. Da, mulțumesc foarte mult, domnule Botaru. Cu plăcere. O seară bună vă doresc. Totuși, de ce n-ați dat mâna cu președintele Igor Dodon? M-am salutat. Trebuie să-i strâng cuiva călduros mâna dacă nu simt asta. Deci asta e o fățărnicie după mine și chiar nu înțeleg de unde atâta discuții.
Am zis bună ziua, așa cum am zis bună seara în studioul la dumneavoastră data trecută. Când... Și nu insistați pe faptul că femeia este cea care întinde mâna prima unui bărbat? E și regula asta și i-am spus-o, dar mă rog, astea sunt detalii care nu trebuie să... Ok, să le acordăm prea multă atenție. Nu a înțeles toată lumea acest gest și cât e de în regulă să nu... dai mâna atunci când... E în regulă să te saluți cu așa cum se salută și nu neapărat, cred eu, trebuie să strângi călduros mâna tuturor atunci când nu simți că vrei să le-o strângi. Cel puțin asta, cred eu. Da. De ce ați plecat și nu ați venit sau de ce n-ați venit să discutați cu doamna Greceanu? Înțeleg de la socialiști că pentru că nu am auzit până la momentul întâlnirii, nu am auzit angajament din partea lor că da, noi suntem interesați de lupta împotriva oligarhiei. Pe noi nu ne interesează celelalte lucruri atâta timp cât nu auzim de la ei un angajament foarte clar. Și la momentul la care am fost invitați, în special la conferința de presă care a precedat această întâlnire sau care a venit după invitația noastră la care ei nu s-au prezentat. Deci s-a venit cu tot felul de chestii care menite să dezbine și nimic din ceea ce am discutat noi pe lupta împotriva sistemului oligarhic. Așa că nu am văzut de ce trebuie să mergem să discutăm dacă nu e clar despre ce discutăm. Au mers colegii noștri și au transmis câteva mesaje. Așa, la fel, în cazul unor anticipate, PAS și Platforma DA rămân împreună? Da, asta am declarat, sigur. Am semnat și un acord de colaborare, avem un acord, un bloc politic acum și bineînțeles că mergem împreună în continuare. Și Andrei Năstase va fi candidatul pentru locale? Aici va trebui să mai așteptați până luăm o decizie în raport cu localele. Dar dumneavoastră, ce simțiți personal? Care este opțiunea? Nu pot să-mi exprim opțiunea în situația în care noi avem un acord care stabilește că toate lucrurile se discută, se ia o decizie și decizia se comunică împreună. Uh-huh. Uh-huh. Asta înseamnă că trebuie să mai așteptăm. Anticipatele, președintele Dodon spunea că anticipatele ar putea avea loc odată cu localele. Doamne, vorbim de anticipate de parcă am ajuns acolo, dar se pare că spre asta ne îndreptăm, cel puțin acum. Anticipatele odată cu localele, astăzi spunea că anticipatele peste un an. Cine spune? Președintele Dodon. Nu știu, întrebați-l pe el că eu nu pot să... Am văzut astăzi declarațiile pe care le-a făcut, că ar urma să aibă loc peste un an. De ce? Nici eu nu știu. Așa că înțeleg că mai am eu niște întrebări pe aici și nu știu pe care să le adresez repede, ca nu cumva ceva să rămână nespus. Despre partenerii de dezvoltare am mai vrut să întreb dacă v-ați întâlnit cu... Bineînțeles. Da, și dacă în discuții nu vi s-a, nu știu, sugerat cumva să vă așezați totuși la masa de discuții cu Partidul Democrat, pentru că... Cu Partidul Democrat nu ne-a sugerat nimeni. Dar cu socialiștii? Mi s-a spus că ei sunt deschiși pentru opțiuni. Evident că am fost încurajați să facem tot ce putem, să participăm la proces și da, ni s-a spus că putem să contăm pe sprijin dacă ajungem să răspundem de guvern, deci lucrurile astea s-au spus. Pentru că oamenii cunosc care sunt aspirațiile noastre, ei cunosc că ceea ce promovăm noi și ceea ce vrem să facem coincide cu ceea ce își doresc ei pentru Republica Moldova, dar evident ei nu se implică și aceste decizii trebuie să fie luate de noi. Da, asta este adevărat, dar ce ar însemna o coaliție între PD și PSRM? Din punctul meu de vedere, ar însemna o stagnare în continuare. Nu văd cum o asemenea coaliție ar putea să își recâștige încrederea în Occident suficient de repede, să obțină finanțare. Deci am avea o situație la fel cum am avut-o în ultimii ani, cu aceleași probleme în procesul democratic, deci cu oameni hărțuiți, cu nerespectarea
principiilor democratice, cu aceleași probleme de ordine economic, pentru că oamenii de afaceri pleacă, pentru că mediul economic este unul toxic, pentru că oamenii nu au încredere în viitorul Republicii Moldova și pleacă. După aceste alegeri, continuă plecarea masivă a oamenilor. Viitorul luminos nu are cum să se întrevadă în curând dacă ne vom confrunta cu o coaliție PDP-SRM. Păi, încă un motiv. Încă un motiv ca Partidul Socialiștilor să voteze legile și după aia să sprijine un guvern minoritar care poate să deschidă ușile către Europa și poate să insufle încredere cetățenilor ca aceștia să nu mai plece, să vrea să-și continue afacerile aici, să vină investitorii și așa mai departe. Și dacă ar fi ca să alegeți, ce ați alege între anticipate și o coaliție PD-PSRM? Eu nu am de ales între coaliții și ambele opțiuni sunt suficient de proaste. Ambele sunt suficient de proaste. Da. În condițiile astea, dacă nu se schimbă sistemul electoral și dacă nu se fac câțiva pași care ar putea să deblocheze lucrurile și să avem alegeri parțial libere și corecte, atunci lucrurile evident ar fi altfel. Asta ar însemna că Partidul Socialiștilor să voteze cel puțin schimbarea sistemului electoral. Să accepte Andrei Năstase președinte de Parlament temporar, și să deci voteze două luni o parte. De zile, două luni de zile să-l accepte ca să se voteze aceste legi. Din câte înțeleg, Andrei Năstase oricum ar putea candida la primărie. Da, că ar putea și asta fi și după aia ar putea să plece. Asta nu a exclus acest lucru, ba chiar asta a dat de înțeles într-o deci și asta s-ar putea. Și asta de asta trebuie să ținem cont. Așa. Și ca o concluzie, înțeleg că astăzi, sau cel puțin în acest moment, nu puteți spune că veți lansa o nouă invitație pentru Partidul Socialiștilor. Să discutăm avem Consiliul Blocului, toate deciziile se discută și se aprobă în comun cu membrii Consiliului Blocului, care includ și oameni din Platforma DAS și din PAS și din societatea civilă. O să discutăm luni și o să vedem care sunt opiniile celorlalți colegi. Da, mulțumesc foarte mult pentru participare. Mare plăcere. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Săptămâna viitoare, vineri, ne întâlnim din nou. Cred că să sperăm că vom avea în studio deja, să zicem, reprezentanți din mai multe partide. Văd că socialiștii sunt gata să participe la discuții și asta este foarte bine, pentru că este mult mai simplu atunci când sunt două opțiuni de față și poți să-ți faci o opinie vis-a-vis de ce vrea fiecare și care este reacția fiecăruia la propunerea celuilalt. Așadar, eu vă doresc un weekend frumos și ne vedem vinerea viitoare.